Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A trecut de Senat un proiect de lege despre care am mai vorbit aici, anume ca instanțele de judecată să nu mai poată da pedepse cu suspendare persoanelor care provoacă accidente rutiere mortale în urma șofatului sub influența alcoolului. De acord. Da, evident. Evident, întrebarea este de ce de târziu, adică de ce de-abia acum și de ce este nevoie de o lege specială pentru așa ceva. Sunt sute de accidente rutiere grave anual în țara noastră, știți foarte bine, din cauza consumului de alcool și ai crede că judecătorii ar trebui să fie mai aspri în asemenea situații. Dar ce să vezi, marea majoritate a vinovaților pentru asemenea ucideri din culpă sunt condamnați la închisoare cu suspendare. Unele cazuri sunt revoltătoare de-a dreptul și cu decizii judecătorești de neînțeles. Publicația Europa Liberă ne reamintește cazul unui vasluian care, deși n-avea permis, a urcat beat la volan și a ucis cu o mașină de teren un trecător, tata doi copii. Judecătorii i-au dat șoferului beat și fără permis 3 ani cu suspendare. 2/3 din cazurile de acest gen se încheie cu asemenea decizii, suspendare sau amânarea executării pedepsei pe un termen de probă, ceea ce înseamnă, până la urmă, tot suspendare în cazul în care nu comiți o faptă asemănătoare sau, mă rog, nu comiți o infracțiune în perioada respectivă de probă, care și ia cât un an, 2, 3, mă rog. Nu e chiar un mod eficient de a descuraja astfel de fapte și pot înțelege pe undeva, la limită, pot înțelege că judecătorii sau dau pedepse cu suspendare sau manifestă clemență față de ucideri din culpă în condițiile în care, cum să spun, se gândesc, bă, se poate întâmpla oricui. Mm-hmm. Adică ești la volan și plouă, e ceață, nu vezi indicatorul și lovești pe cineva și se răstoarnă și moare. Știi? Adică nu e ca și... Evident că n-ai vrut să faci asta. Adică, la limită mă gândesc că poți să dai suspendare. Da, dar aici e vorba de alcool. Adică asta în momentul spun. În care ai băut când te urci, și te-ai urcat la volan, e clar că e ca și cum ar fi premeditat. Iar în cazul ăsta de care vorbeai, nici n-avea permis. Adică da, mai exact, mult. E factor agravant. Adică nu bei din întâmplare și te urci că n-ai văzut indicatorul, de aia te urca beat la volan. Nu, dar există, nu, să nu mă înțelegeți greșit, că nu le-au apărarea sub nicio formă, evident, oamenilor care se urcă buz la volan, dar eu am văzut situații de oameni care au băut, au venit și au spus, las mașina aici, eu beau ceva, plec fără mașină, s-au îmbătat și au insistat să plece cu mașina și au fost opriți de prieteni. Da. Dar poate sunt unii care n-au prieteni și pleacă cu mașina... Că pur și simplu că e ceva obișnuit. Le ia băutura mințile. Da. Deci e iar până la urmă, rostul închisorii este să corijeze niște greșeli. Ori, poate de asta judecătorii nu consideră că e necesară încarcerarea unui om care a produs o astfel de infracțiune, întrucât n-ar avea... Legea are nu doar factul de corijare, are și factor de pedepsire. Păi da, eu aș pedepsi altfel. Eu le-aș lua dreptul de a conduce pe viață. Ăsta n-avea asta carnet. Mi se pare le-aș... Da, corect. Ăsta n-avea carnet, ce să iei? Le-aș da o pedeapsă foarte mare. Ăsta fără carnet, da, ok, un caz extrem, sigur. Da, ăsta merită închisoare. Dar unul care are carnet și face așa ceva, da. Eu aș lua dreptul de a conduce și aș da o amendă foarte mare. L-aș pune să întrețină familia pe care a nenorocit-o. Pe bune? Forever. Pe bune? Întreținerea familiei? Și spune că, și ce, ia-i boi de la bicicletă. Da. N-are proprietăți pe banii lui. Nici măcar mașina aia nu-i pe numele lui. Asta da, pune proprietățile care... pe numele lui și asta e o problemă da. Mai largă. Da, ce să vine vorba de infracțiune. Da, dăm în judecată. L-am omorât pe tactul, dăm în judecată. Nu, da, ce să-ți dau. Ideea de a-i suspenda dreptul de a permite pe, de a conduce pe viață, asta e foarte bună automat. Pentru cei care... Da, asta e foarte bună, adică... Da. Da. Bun, asta este situația. Proiectul de lege despre care vorbim, care a fost inițiat de senatorii Robert Cazanciuc de la PSD și Daniel Fenechiu de la PNL. Cu domnul Cazanciuc am și vorbit atunci când l-a inițiat. Adaugă pe lista situațiilor pentru care un judecător nu mai poate dispune suspendarea pedepsei infracțiunile de ucidere din culpă ca urmare a conducerii fără permis sau sub influența alcoolului. Deci doar acestea sunt situațiile. Judecătorii au dreptul să dea cu suspendare în condițiile în care, mă rog, se întâmplă cuiva și regres. Proiectul a fost votat în unanimitate, merge acum la cameră. Vrei să mai spui ceva? Da, ne scrie Diana că în Republica Moldova funcționează o lege care obligă pe cei care sunt prinși băuți la volan, deci doar că sunt prinși băuți, nu că au făcut și accident, să facă muncă în folosul comunității la morgă și la IML. Da. Și că în urma acestei măsuri ar fi scăzut numărul accidentelor în Republica Moldova. Dar numai la noi am senzația că, bun, dincolo că legile sunt cam indulgente cu cei care provoacă accidente sau sunt în situația de a provoca accidente rutiere grave,
Mi se pare că nici asta care e, nici prevederile care sunt acum nu prea sunt aplicate, adică se cam închid ochii. Asta nu știu ce este atâta indulgență și clemență față de oameni care ucid alți oameni pe șosele. Nu-mi dau seama de unde vine clemența asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.